Ce e asta? Este ce ai? Tabora Bărbatul cel Nou? Ce dracu e asta? Am văzut Mițescu cu 42 de luni, iau la foc stica ca să joc stream și Șust 28 de luni. Te mulțumim mult. Bă, nu știu ce asta, am văzut că se uita, cred că Gerevică se uita așa. Am văzut și am zis, ce e asta? What is this? Și am zis, și nu știu ce e. Deci eu sunt curios să aflu ce este asta. I am very curious. Nu sunteți curios, o mizerie. Hey! Hei, nu arunca cu asemenea... Cum zici că e o mizerie, nici n-ai văzut încă. O să-ți pară rău că ai fost curios. Mie! Nu se poate! De fapt, eu mă uitam la gârf când se uita la mizeria asta și mi-am pus căștile special să nu audă Codin pentru că am zis că trebuie să văd cum o să facă react. Zero Powers 22 din unii au lucrat foc stica ca să jucă. Și mulțumim, noi ia să vedem. You are not prepared, exact. You are not prepared. I have been caged in darkness for 10,000 years. Deci, ia, tabăra Bărbatul cel Nou. Coaie, dacă ai avut bani de ă aici, nu mai mergea. Care era? De ce e problema această căciuliță? În fine. Ce se întâmplă? În ce cult am intrat? Ce asta? Ce e acest video promoțional de sectă? Ce-a fost asta? Ce Midsommar vibes mi-a dat? Bine, pe furtună. Avem Wim Hof acasă. Metoda lui Wim Hof din sufragerie. Tabăra Bărbatul cel Nou, cuplu fără limite, curaj, camaraderie, înviorare, nutriție, mental, fizic, bani, gheață, calcă, mătare, sexualitate, curaj, înviorare, femeile sexualitate. Femeile din pădure și ele vor sex. Femeilor le este rușine. What? I'm sorry, what? Nici femeile nu sunt din pădure și ele vor sex? Cel mai tare argument a fost ăsta din lume, mi-a plăcut enorm, de parcă dacă ești din pădure nu vrei sex. Seems like în pădure ai vrea mai mult sex dacă ai fi din pădure. Mi se pare un argument ciudat. Mi se pare că dacă ai fi din pădure ai vrea și mai mult sex. Probabil n-ai vrea alte lucruri, gen să faci ecuații cu... sau, nu știu, până... Nu merge ca argument. I'm like, da, nu funcționează. A avut ceva burtieră, ne-o zici cine îi? Că nici când m-am uitat la gârf n-am înțeles, nu știam cine îi această da, doamnă. E sexualitate, uite. Poate și-o cheamă, nu se mai identifică cu un nume. Ce le vor sex? Femeilor le este rușine. Pentru că în societate, sexul este rușinos. Not really. Well, poate, stați un pic. De cât timp sunt oamenii ăia acolo și ce an îi la ei? Ce an? Ce an suntem în video ăsta? Că poate pe vremea când a fost filmat clipul ăsta, era rușinos sexul în societate. Femeile sunt curve și dacă ele or să facă ce vreți voi sau ce vor chiar și ele, voi o să le judecați. Ca să nu se întâmple asta... Ui, aici este o fărâmă de adevăr undeva aici. Dar poate vorbește în dialectul de lemn ca să prindă ăia care sunt atenți acolo. Și asta nu ne-am gândit. Poate le face un serviciu. Arătați-le că ele pot să aibă încredere în voi. Ok, that's fair. Asta înseamnă că actul sexual este sfânt și tot ce se întâmplă cu femeie, nimeni altcineva nu mai știe. A, în sensul că să nu duci mai departe. Do not divulge, be a fucking gentleman. Nu te apuca să zici mai departe. Ok, încercam să traduc. Femeilor le este frică să vorbească cu voi, bărbații, toți. Bărbații, toate femeile. Este o chestie ancestrală. Nu, asta nu. Argumentul ăsta... Bă, argumentele... La unele chestii, de nivel macrosocial, mi se pare că funcționează. La nivel de individ, nu știu dacă funcționează să generalizezi în bază istorică din asta. Adică, ok, poți să zici, mi se pare corect să zici, bă, din totdeauna, chiar și evolutiv în istoria umanității, femeia a trebuit să fie protejată pentru că e singura care poate duce specia mai departe. Ok, asta e corect. Asta e corect să zic. Dar să zici că în 2022 bărbatul merge la muncă, femeia stă la cratiță, că așa era și acum 10.000 de ani, aia nu mai e ok. Pentru că nu te duci la vânat ghepard, coaie. Nu, în primul rând, nu locuiești într-o peșteră, nu te duci să vânezi ghepardul. Nu discutăm despre aceleași timpuri. Aia deja e cretin. Deja e stupid.
există chestii pe care le poți lua din evoluție, te poți uita înapoi ca să înțelegi anumite lucruri din prezent, iar altele nu au niciun sens. Exact, am vânat azi așa urma cu de toate, da. Adică, cu aia nu mai vorbim, de aceeași nu poți să-mi aduci argumente atât de ancorate în evoluția umană, dar pe chestii care s-au schimbat complet. Nu, gândește-te la ce nu s-a schimbat eventual. Da, și acolo poate, acolo poți să vezi. Te gândești, bă, oare ce nu s-a schimbat în dinamica asta de mii de ani? Ok, poate că acolo începem să avem o fărâmă de argument. Dar pe partea asta, nu. Like, m-am dus și am vânat acin mega de a-n rupt tot. Nu este... Da, e puțin stupid. Puțin stupid. Zacuscă de mamut, good old days. Da, da, da. Mele au fost arse pe rug pentru că au vorbit. Și chestia asta există în gene. No, vezi, deci deja... Asta e dezavantajul, eu vă zic. Că de-aia aveți foarte mare noroc, cele dintre voi care sunt fete/femei, că n-aveți păr pe spate cu aia. Mie mi s-a ridicat părul pe spate. Când am auzit o pasăresc, că femeile au fost arse pe rug pentru că au vorbit și asta e în gene. Ori a fost un cat pe care nu l-am văzut eu, dar altfel n-ai cum să zici așa ceva. E în gene să vorbim sau să fim arse? Asta zic, nu știu. Ce e în gene? A fost atât de ciudat. Ochii mint, adevărul e în gene. Corect, that's factually true. Științific este adevărat. Cineva a zis asta într-o poezie cândva odată. Dar nu în gena nimănui să ardă pe nimeni. La modul ăla, cel puțin, cu siguranță nu. Mai vreau să ascultă, că poate numai, știți, poate e un... intro din ăsta enticing și e un cat pe care nu l-am văzut. A fost arse pe rug pentru că au vorbit. Și chestia asta există în gene. Nu, chiar asta au zis. Chiar au zis că e în gene să arzi oameni pe rug. Da. No, de aici, vezi aici, dacă erai în tabără, te ridicai și plecai. Bine, de fapt, de ce erai acolo? Nu știu de ce erai acolo. Femeilor le este frică să vorbească. Ceea ce fac eu acum cu voi aici este un act de mare curaj, ca să știți. What? Jur că sunt femei care încearcă să clădească punți de comunicare și pe aia vine asta cu drujba aici și taie din podeț. Mi se pare că prin ce o zis acum numai face un deserviciu, dar poate trebuie să le zic așa ca să înțeleagă ei gravitate. Îi lasă cu impresia... Nu. This is... I mean... Mi este greu a urmări. Am pregătit mult timp ca să fie la rece, să fie non-emoțional și să pot să vă spun. Femeilor le este frică să vorbească cu bărbații lor. Să se uite în ochi și să zică, nu am orgasm. 90% asta vor. Ok, are some fair points. Are câteva chestii care, da, poate. Dar restul așa de fucking out there, incredibil. Ne uităm la video și vorbim după ce tare ar fi. Nu, bebe mare 200, aici nu merge așa. Dar puteți să vă uitați voi, că vezi, ai link-ul, îl iei, te uiți. Nu, aici eu o să opresc de fiecare dată, la fiecare video, când vreau să zic ceva. Așa funcționează la noi reacturile. Deci aia întotdeauna. Că altfel nu-i react. Altfel stai și ne uităm împreună la ceva. Which is fucking boring. Nu asta e esența reactului, să comentăm. Ba da, dar lasă că, el a văzut alte reacturi la oameni care au zis că fac react și au stat și s-a uitat 45 de minute la șef la cuțite sau ceva pișat fără să zică nimic. Poate el a înțeles că aia e reactul. To each his own. Fiecare cum dorește. Un act sexual în conexiune. Tandru. Întreabă-mă și pe mine de sănătatea mea. Nu doar o băga, scoate și du-te. Că nu-i despre asta, trebuie să vă prindeți odată. A venit cu mașina din Belgia. A venit din Canada. Suntem plecat în Canada. În primul rând am venit să mă testez pe mine și să văd ce înseamnă cu adevărat această experiență. Știu că e loc de schimbare. Vreau să văd cât de bărbat sunt. Ai venit, o vei săracoa din Canada, man. În not. O venit în not din Canada să zic că doamna sexualitate de mai devreme că e în gene să arzi oameni pe rug. Wow. Nu știu exact, am venit să văd puțin despre ce e vorba. Experiență inclusiv de viață, de a trăi, de a fi mai liber, de a mă detașa în primul rând de oraș și de rutina aia. Să plec mai puternic de aici, din toate punctele de vedere. Exact cum spuneam, și mental și corporal, tocmai asta m-a atras cel mai mult. But that's nice, this is wholesome, da. Până aici, adică, nu, în afară de bucățile alea care nu știu ce îs și nu știu ce se întâmplă, de fapt, încă, nu știu niște oameni care, da. Dezvoltare, mind and body. Am 17 ani. Vreau să plec pur și simplu mult mai evoluat și mai învățat. Simt că o să mă influențeze. Păi întotdeauna un câștig pentru fiecare e momentul în care azi e mai bun decât ieri, nu?
Deci asta e și scopul meu. Ceva dacă ar putea să mă ajute ca să pot și eu să am mai multe opțiuni împotriva sistemului ăsta care ne seacă. What the f... Bă, am impresia că fiecare a primit altă broșură cu altceva. Deci jur, zici că la fiecare i-a făcut reclamă personalizată pentru ce se întâmplă acolo. Zici că unul s-a dus în tabăra paramilitară de cum să-ți faci singur bombe în cadă, altul s-a dus la cum să cunoști mai mulți oameni, altul s-a dus la lecții de tinichigerie. Deci fiecare a primit alt pliant. Like, no, efectiv, fiecare cu alt pliant. Bă, interesant. Asta poate fi interesant. Scrie undeva cât a plătit. Nu scrie încă. Curs. Nu știu, stai că aflăm poate, sau? Pentru tabără, pentru ce îi. Nu știu, dar nu știu ce îi încă. Că n-am aflat încă ce îi, am aflat numai ce cred ei că îi. Deci aici încă suntem la fiecare 5.000 de lei. Am văzut, bă, bravo, e mai puțin decât, deci 5.000 de lei îi. Nu, aproape două meniu zilei poți să ții de la un restaurant pe lângă care am trecut astăzi. Când mergeam cu Ramul la dentist, era meniu zilei la ceva restaurant de ăsta de cartier și era 2800 de lei, mă. Au scris, au vrut să pună ei 28.00 lei și efectiv nu se vedea, era numai 2800 de lei și punea o zamă. Ce se întâmplă? This shit. Da, am șters, nu se vedea fain, era... Da, a fost fain. Nu știi pe Marius? Nu știi pe Marius? Marius trage cu tot, ești nemun cu tot. Cu pistol mic, pistol mare, pușcă mică, pușcă mare, la automat, la nebunie. Ne învață astăzi cum e cu arme, muniță. De ce? Nebunie, nebunie. Bun, deci revenind la partea legislativă, într-adevăr, există suport pentru cei care vor să își achiziționeze arme. Acum, într-adevăr, este vorba de ce tip de armă. De ce nu-ți trebuie armă? Niciodată nu-ți trebuie armă. În foarte puține cazuri în România îți trebuie armă. Foarte bine că nu sunt arme. Foarte bine că procedurile sunt foarte grele. Foarte bine că fiecare glonț trebuie declarat, inclusiv dacă l-ai tras tu random în curte, în coclauri, în pălării. Trebuie să dai cu subsemnatul, să zici am tras acest glonț acolo și acolo și acolo, bla bla bla. Mă rog, pentru fiecare. Aia e perfect. Absolut minunat. Unul dintre motivele pentru care nu avem o rata criminalității ieșită prin acoperiș e că nu îs oameni care să aibă acces la arme de foc atât de lejer. Sigur, există situații în care îți trebuie și oricum trebuie să motivezi când îți pentru permisul de port armă, dacă ești persoană de interes public, dacă ești ceva vedetă din asta, bla bla bla, sau dacă transporti bunuri sau valori mari, bani. Da? Dar nu, altfel e... Dar mai ușor acces la arme de vânătoare. Greșit, nici la arme de vânătoare nu e acces așa de ușor. Trebuie, în primul rând, să fii într-o asociație de vânători. Ca să fii într-o asociație de vânători, în asociație de vânători intri pe pile. Pile, cunoștințe și relații. E un circuit închis în care se intră foarte greu și așa acolo, cu multiple sesiuni de vetting. Deci nu e așa de ușor. Este destul de... complicat. Chiar și pentru aia care au pile, cunoștințe și relații, e complicat. Pentru că cunoaște. Tot așa, din nou, exemple anecdotice, dar din cunoștințele noastre, ni s-au confirmat aceste suspiciuni. Și la noi în țară sunt mai multe categorii de arme. Este arma de autoapărare, de care tot ați auzit. Cuplul este făcut ca să construiască ceva benefic pentru oameni și să încaseze din lume ceva în cuplu. Singur nu o să puteți niciodată. Am încercat până la 38 de ani, de 3 ori în mod oficial. Nu ies. What's he talking about? Cum adică o încerca singur? Am înțeles aia până la cuplu, benefic, societate, da, până acolo am urmărit. După aia, cum o încerca? Ce o încerca de 3 ori? Primul bărbat gravid a fost găsit în România, într-o șură. Nu știu, dar nu, vezi că dacă nu avem tot contextul, asta e problema, că nu vedem în jur, nu știm despre ce a discutat. A fost căsătorit de 3 ori, ah, ok. Părea din cum s-a exprimat că altceva a încercat el. Deci acum a încercat singur de 3 ori. Păi da, că zicea că singur, cum singur? S-a căsătorit cu el? Căsătorit singur. Da, chefetul la ba, jenefepa la ba. E o metaforă, că nu s-a implicat în cele 3 căsnicii și a fost mai mult single mode, cu toate că el era căsătorit. Nu-i proști. Nu sunt pregătit pentru adâncimile la care coboară această discuție. Cu tine, nu știu arma să vedem account, nu? Că suntem pe Twitch. Aici nu mai voi să faci nimic niciodată. Aici oamenii nu înțeleg cuvinte. Foarte dificil. Deci, mâine pe YouTube, da, dacă vreți mâine.
Este de secvența mea și de responsabilitatea mea să fiu cum? Călăreț și ușor pe greabă și cobori. Vânător, mâncător corect și de rahat dacă e nevoie. Ok? Nu insist. Ei, să alerg 10 km sau orice, oricând, oricum, bărbătește. Ca ea să mă recunoască și să-mi dea cei 10% care sunt rezerva pe care eu ca bărbat singur nu o pot niciodată activa. Ce de rezervă de 10%? Deci stai, let's break it down. Să te duci într-o tabără unde înveți să tragi cu arma, să călărești un cal, să poate să gătești ceva, să faci mișcare. That's really nice. That's amazing. That's fun. That's nice. That's nice. Îmbrăcarea cu lemnele astea vorbite de a... That's not so nice. Not so nice. Minus. Minus. Big L. Marele L. L mare. L de tipar pe partea asta. Pe partea cealaltă, ok. That's nice. That's acolo. De ce să nu fie fain? Dacă o din prima te puneam să alergi 10 km, sunteți ciudați. Da, așa e. Nu, deci pe partea, mie mi se pare că numai lemnele astea vorbite de am... Astea mi se par tragice. În rest e fain. În rest văd, înțeleg logica, poți te duci, normal. E foarte fain să fii mai conectat cu diverse lucruri pe care le poți realiza fizic și să ai a hands-on approach, like literally, înspre anumite tipuri de activități. E fain, e fain. E efectiv ceva fain în asta. E complet de a să te duci vreodată cu cineva la cabană, o să zic bărbat numai pentru că e vorba de bărbați în video ăsta, și ăla să își taie un picior când vrea să taie lemne. Deci să fie atâta de aneu-pateu că nu poate săracul să crape un lemn. That's sad. It's a sad thing. Este ceva trist de privit. Deci mi se pare că anumite lucruri ar trebui, like, small things. Plus că e fun. E fun. Acum să nu-ți tai piciorul încercând să, nu știu, cureți un măr, ține cumva de surviving, indiferent că ești bărbat, femeie. Da, asta zic, femeie, că indiferent, am zis că zic de bărbat numai că sunt video ăsta. Peste, I don't know, 5 ani. Da, 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 nu ține de, nu ține neapărat de bărbat, da, sunt convins. Ține de ai o problemă sau n-ai o problemă. Corect, ca corect. Om. Corect, dar zic că sunt unele lucruri din astea pe care ar trebui să stai piciorul în timp ce faci mici. Exact. Deci sunt unele lucruri care sunt într-adevăr faine. Și mie mi se pare că sunt niște chestii care ar trebui deprinse în existență umană. Like your basic, poate, nu știu dacă survival, cam în ce condiții, cine știe, poate să noți, să poți înota. Măcar să poți a nu muri repede în apă. Că și asta e ciudat că, bă, dacă chiar e o condiție dubioasă, dacă ai picat de pe vas în apă rece de ocean, și cu vestă mori. Deci tot așa de la oameni care știu. Ne-a povestit asta un capitan de vas care ne-a spus că stați liniștiți. Muriți oricum de la hipotermie. Nu-i problemă. Nu-i problemă, aia te ține la suprafață și după aia ești mort la suprafață. Nu e amuzant, dar e amuzant într-un fel. Adică tu poți să știi să noți, poți să ai... Deci e prea frig. You will die. Dar ești mai ușor de găsit. Corect, corect. Corect. Veste că să te găsească mai ușor. Da. Deci nu-i... Dar e bine totuși să știi să noți elementar în cazul în care, nu știu, sare în Dâmbovița după delfini sau lucruri. De când sunt delfini în Dâmbovița? Bă, de când îi momeau aia cu covrigi, dar nu știi tu reclame de mai demult. Și glumeam cu delfinii. Nu sunt, evident. Dar a fost o reclamă care a fost virală la un moment dat, făcută de colegul lui Gorgira. Never mind. What the fuck? Stai un pic, despre altceva vorbeam. Dar e rău dacă râdem că e unul așa bleg să-și taie piciorul cu toporișca. Eu aș râde, sincer să fiu. Nu, cred că unele lucruri, cred că te poți amuza de oameni care nu știu, mai ales de oameni care nu știu și nu vor să învețe. Aia mi se pare mai trist. Să nu vrei să deprinzi basic skills, like human skills, vorba aia, că nici măcar nu-i ceva... Nu știu dacă e ceva care îi ingrained în noi ca bărbați. Nu cred, nu știu, nu-mi dau seama. I don't know. Dar mie mi-e super fun. Mie îmi place să tai lemne, îmi place să fac foc, îmi place să fac grătar. I like the serenity of doing basic stuff de genul ăsta, care aparent, într-o lume complet digitalizată, nu mai este atât de basic. Dar e ceva. Ciaun, exact. Îți place să noți. Bă, nu știu să not. Știu să not cât să nu mor, gen... Dar n-am nici plămânii necesari, nici tehnica necesară ca să not distanțe mari. Adică eu când îmi zici, dacă mă întreabă ceva, știi să noți, eu mă gândesc, bă, poți să treci de pe o parte a lacului pe cealaltă. Nu. Dar pot să mă duc un pic și să vin înapoi. Asta pot. Dacă asta se încadrează la știi să noți, să treci tarnița pe lung. Exact, nu pot. Așa ceva nu pot. Eu parcă mă carmează efortul ăla de a tăia lemne. Da, mă, e ceva. E activitate fizică. Ok. Da, știi să noți, dar la cojocna. Da, da, da. I actually did that luck, dus întors thing was so fun. Bă, nu știu, e ciudat.
By the way, chiar, aflasem o chestie în asta super interesantă legată de anumiți oameni care fac, de exemplu, aia care sar în apă fără antrenament în prealabil, mai ales în ape reci, aia care sunt diveri, așa spontan, așa un nume, nu știu cum le zice, și parașutiști experți. Aparent, foarte mulți dintre ei mor pentru că sunt prea bun la ce fac și uită lucrurile elementare. Free diver, așa. Ăia free diverii mor că sunt prea plin de dioxid de carbon și mor fără să-și dea seama. Exact, exact. Da. Am văzut, era un clip, cred că de la cineva care a fost invitat la Rogan. Overconfidence. Ba da. Bine, se aplică, cred, la orice, dar astea sunt niște domenii în care, din păcate, când ești overconfident, mori. Și la parașutiști, uită să-și deschidă parașuta. Că au făcut asta de mult prea multe ori, gen au mii de sărituri și like, e mult prea comun gestul. E mult prea ingrained. Și s-a atât de buni, mor. E so stupid. E foarte stupid, dar aparent există o statistică în spatele acestei chestii. No. Suffering from success. Overconfidence. Da. Andrew Huberman zicea de asta. Ok. N-am reținut nume, pentru că am văzut doar a snippet și la ăștia zi. La free divers era ideea că mor instant, că nu știu, build-up-ul de carbon dioxide e atât de mare încât nu mai obosesc încet, they just go și lights out, la revedere. Cred că s-a și fost gestul, nici nu știu. I'm quoting here. Hai să ne uităm în continuare la asta, nu știu cum am ajuns la... Batu are șansa, oportunitatea... Uite, vezi, de exemplu, cum să filmezi, nu te învață în tabăra asta, aparent. Batu are șansa, oportunitatea să se ridice de la nivelul de beta, trebuie să lucreze cu el, da? Trebuie să muncească, să lucreze și... Acum... Bă, asta iară mi se pare super stupidă, toată asta cu alfa, sigma, beta, asta mi se pare mega cretină, știți de ce? Pentru că, din nou, o aplici la animale, e foarte greu de translatat la om. Și am să vă spun de ce cred eu că este cretin. Pentru că, în modul în care funcționează societatea la noi și la noi oamenii astăzi, nu la noi în România, am impresia că poți la un moment dat, pe de o parte, să fii lider și pe de altă parte să vrei să fii condus de cineva. Poate, at the same time, în arii diferite ale vieții și existenței tale. Ceea ce nu te poți pune într-o singură cutiuță care te definește. Totodată, să fii condus de cineva poate să fie extraordinar de rewarding. Sunt oameni, pur și simplu, nu vorbesc mai de bărbați, sunt oameni care pur și simplu își găsesc satisfacție din a face ce li se cere bine. To complete tasks. Și nu vor stresul asociat cu luarea de decizii, care este un stres mare. Și sunt, pe de altă parte, oameni care își derivă satisfacția din a-și asuma stresul ăla de a lua decizii, dar nu sunt foarte buni la a face lucruri. Mi se pare că îs de ordin diferit. E una să ai oversight, să poți să vezi the big picture, dar poate să nu fii bun la a ansambla lucruri sau a face chestiile necesare din plan, și alta la să fii hands-on approach, să știi să faci, să poți să faci, dar poate să îți pese mai puțin de the bigger picture, să fii o minte mai focusată. Aia nu te face mai prejos. Mi se pare că poți în contexte diferite să joci ambele roluri. De-aia reducționismul ăsta la o anumită încadrare ierarhică mi se pare foarte cretin. I'm a be honest. Like, e kind of stupid. Ar merge dacă... Da, pentru manosferă e mult mai simplu. Ai mușchi, ești alfa, nu ai, ești beta. Da, e foarte stupid. Deci, eu cred că depinde de unde. Deci, despre ce vorbim, despre ce context. Nu există o singură catalogare din asta pentru tot. Că sunt prea multe activități pe care le facem, sunt prea multe interacțiuni, prea multe contexte în care activăm. V-am zis, mi se pare foarte stupid. Iar în termen de atitudine, aia mi se pare și mai stupid să cumva propovăduiești un anumit tip de atitudine, să promovezi un anumit tip de atitudine, să zici, bă, trebuie să ai atitudine de fucking alfa, trebuie să fii nu știu cum. Nu, pentru că dacă aplici chestiile alea, cineva le aplică random. E ca oamenii care copiază talking points leftiste și devin woke fără să înțeleagă despre ce vorbesc. Deci numai emulează, da? Numai se joacă, e un teatru ieftin. Și aia o să obții și aici. E unul care se dă mare, macho, alfa, lider, că așa a învățat. O statil și-a învățat ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă. Dar el nu-i deloc așa. Și fake alfa, exact. Mi se pare că se produce o gravă incongruență între personalitatea lui și ce crede el că ar trebui să facă, că așa a învățat în tabără. Ceea ce e fucking sad.
că în momentul în care o să fie testat, cum ar veni, de o situație reală în viață, he will crumble. Nu știu. Ce s-a întâmplat? Asta e altceva. Da, să ne uităm. Sau de aici are legătură? Asta este el. Asta este... Codin, ești un Sigma male, vrei să te mint? Mulțumesc. Nu știu, Sigma la noi e numai un centru undeva în zorilor. Bine, azi de mai departe tabăra. Mă, n-am crezut că poate fi ceva mai rău decât tabăra filmul. Majoritatea bărbaților ar avea acest potențial dacă și-ar rezolva traumele, conflictele, dacă ar pune mâna în muncii, s-ar educa, da? Ok, asta cu să muncești la tine, să te educi, să... Da, this is fair, asta e foarte fain. Legătura cu alfa, cu nu e necesară, nu e necesară. Bărbatul ăla trebuie să fie puțin mai frumos decât o maimuță. Exact, dacă, da. Dacă da. El lucrează. Nu, nu e adevărat. Poți lucra și la aspectul tău. Nu, nu trebuie să... Asta e tot o chestie din bătrâni. Nu are nicio treabă. Nu, poți să ai grijă și de aspectul tău. Poți să nu puți și să te îmbraci decent cu cât poți. Din nou, nu trebuie să investești. A ajuns rău Jon Snow, da. Trebuie să investești nu știu cât, dar poți. Da. Dă jos toxinele de pe el, schimbă atitudinea și okay. Are o față cât de cât simetrică, ok, mm-hmm. Da? Oricine poate să facă. Da? Numai că societatea, Matrix-ul, n-are nevoie de tot să fie... Matrix-ul, bro. Matrix-ul. Aia vopsea de păr, cu care mă vopsesc eu. N-are... Matrix-ul. Vopsea mea de păr, n-are nevoie de... Hey! Babylon. I'm confused. Babylon, man. Ne ține Babilonul, Matrix-ul, Wagwan. Fie alfa. Și atunci îi spală pe creier cu rușine, cu vinovăție. Frica mea a fost punerea la îndoială a religiei. Pe mine m-a îngenunchiat religia pentru că am fost așa am fost crescut de mic. Nu aveam voie să pun întrebări, nu aveam voie să aflu ce se... Bă, sărac om, ăștia n-au să-mi bag mie mi așa de ăștia, eu mă... Bă. Bă, așa pe fiecare aș vrea să îi ajut cuiva, cumva. Eu cred că au nevoie. Eu cred că... Ai, dar this is not the proper outlet, cred. Nu știu dacă... Poate ei, unii dintre ei ies mai câștigați, man. Poate dacă reușesc să ia numai părțile bune și nu toxinele, atunci... Da, nu știu ce să zic. Săracul, nu. Vezi? Săracul. Bă, din nou. Da, da, e nevoie de terapie, mă. Pentru mulți. Și, bă, e ușor să ne batem... de chestiile aberante. Foarte ușor. În același timp, nu există sprijin și ajutor real pentru bărbați care au probleme sau tineri bărbați care au probleme. Ce fac? Unde se duc? Către cine? Adică v-am mai zis chestia aia care mă deranjează deja de foarte mult timp. Toată lumea are sfaturi. Ok, ai sfaturi, învață-mă cum. Dă-l în de sfat, că sfaturile le aud. Mănâncă sănătos. Cum? Ce? Arată-mi. Dă-mi rețeta. Nu? Coaie sfaturi. Oricine sfaturi. Și aici... Și asta mi se pare că, într-un fel, și ce facem acum? Da, semnalăm chestiile care sunt greșite din punctul nostru de vedere la shit that goes on. Dar poate pentru indivizii respectivi există anumite beneficii. Poate loneri care n-au pic de camaraderie și pur și simplu they need somebody to talk to. Păcat că asta e singura soluție pe care o găsit-o. Asta zic, acolo e păcatul. Că ar fi fost fain să existe cu adevărat pârghi de ajutorare. Deci, nu știu... Și nu știu cine, nu știu dacă există. Sunt oameni vulnerabili de care profită cineva. Exact, 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 Arthur. Da, sunt oameni vulnerabili de care profită cineva. Corect. Which is fucking sad. Cărțile sigur ajută mai mult ca tabăra vieții. Da, dar nu. Știi cum e? Da, dar cărțile nu sunt alți oameni. Depinde de problema pe care o ai, da? De foarte multe ori, nevoia asta de comunitate, da? De a fi într-un grup cu alți oameni, de a avea un anturaj în care să poți să fii ascultat și îndrumat, îi, da... Interacțiune, exact. Asta e super necesară. Și nu există. Unde găsești altundeva? Unde ar putea cineva să se ducă astăzi? Cineva care are nevoie de guidance, ca și, nu știu, young male. Unde? Nu cred că singura soluție e Cezar Ionașcu. Da, da, bun, ok, înțeleg. Dar ce alte soluții sunt? Hai să discutăm. Hai să vedem. Da, asta nu e o soluție, corect. Ce soluții sunt? Bine, nu, pentru ei. Pentru ei pare să fie o soluție aparentă, știi? Înseamnă că e fake, că aici numai se profită de ea. Da, am stabilit. Dar zic, unde? Psiholog. Da, psiholog, nu-i the same. La biserică, iară, that's failed vis-a-vis de omul ăsta care tocmai s-a plâns că l-a traumatizat tocmai faptul că nu putea scăpa din religie. Din cauza stigmei sociale, evită psihologul. Also true. Un voluntariat, dacă ești fresh din liceu și nu știi ce să faci, maybe, da,
da? Acțiunile de voluntariat, da. Astea mi se par, într-adevăr, voluntariatul poate să fie o soluție. Sunt organizații faine de voluntariat, gen Beard Brothers sau... Sunt, da. That's true. Voluntariatul poate că rămâne. Educație în școală, poate o oră cu un psiholog unde să se discute. Ok, dar în școală, tu vezi că în școală nici... Educație sexuală nu poți face, da? Păi, adică nici nu știu. Nu știu cum le-ai marketat pentru tălăi să înțeleagă. Nu toată lumea își permite financiar să meargă la psiholog, plus, da, cum s-a mai zis, stigma față de mersul la psiholog. Bine, da, dar aici comparăm totuși că tabăra asta e la 3600 de lei, deci nu o comparăm cu nimic investit. Că nici nu ne gândim la săracii ăia care chiar nu își permit. Aia de aia e și mai rău. Hai să ne uităm în continuare. Eu nu mă zic, măcar să avem cumva in the back of our minds, faptul că sunt într-adevăr niște victime aici de care se profită și, din păcate, nu există o pleiadă de alternative sănătoase la care se poată merge, se le poată accesa. Which is kind of fact. Ce se întâmplă de fapt? Uită-te la oameni. Uită-te la oameni. Dar cum spuneam, am fost îngenunchiat de... la oameni. După cum spuneam... Bă, dar lași să vorbească, man. Fuck. Am fost... uită-te. Limitat. Și îngenunchiat de Julie. Până la vârsta de vreo 20 de ani, când am început să pun la îndoială tot ceea ce mi se servea pe tavă, subconștientul m-a salvat. De asta m-am regăsit în acest... Vreau într-adevăr să las asta pentru că mi-a foarte multă energie lupta cu sistemul. Poți să-ți fac un cadou? Dacă îți face plăcere, da. Noi suntem sistemul tău. Mersi! Vezi? De-aia zic. And cut! Exact! Mă, omule, mă, nu se poate, mă. Arată-le, doamne, p***ă-ți. Vai de p***ă. Coaie. Noi suntem sistemul tău. Mersi! Mă bucur! Brace Phoenix, într-o bună ziua să murim de la cringe și o să fie bine atacul din... Nu, nu! Cringe-ul nu te omoară. Cringe-ul te face mai puternic. Pare rău, Cezar. Nu, noi nimic. Eu o să încerc încă. Noi nimic. Nu încerci. Le vei face pe toate, da? Oh. Acum. Da. Bagă-ți două degete pe gât, ia și vomită ce ai de vomitat și vorbim pe una. Când iubești cu adevărat, de la paraziții am învățat, de la paraziții. Ce știi mai bine de la tatăl tău? Bagă două degete pe gât când ți-e rău. Nicio activitate în general, vin acasă. În ultimul an. Groaznic. Am învățat din muzică. Prat un om, îl iubești în cele mai imposibile momente și momentele când un om nu merită iubit. Adică când e rău, când nu poate, când te rânește. E, astăzi eu v-am încurcat pe toți. Eu am fost cel mai slab din toată alergătura asta. Nu, nu. Sări. Ascultă-mă ce zic. Sări. Și cu toate asta... God of War. Band of Brothers fan. Voi toți m-ați susținut în toate punctele de vedere. Unul m-a împins la spate, altul m-a ciupit de cur. Bă, din nou, partea asta nu e cea mai tristă. V-am zis, activități, fun, efort, ok, I get it. This is not, e cringe editat și partea aia cu sărser. Dar înțelegeți ce zic? Văd elemente pozitive pe aici. El urla de asta, e ok, ok. Și cu asta voi mi-ați luat frica de abandon, ceea ce este adevărat. Era foarte ușor să mă lăsați în spate și nu m-ați lăsat. Și pentru asta vă mulțumesc foarte mult și cu asta mi-ați luat o frică.
nu mai este nevoie să fiu the lone wolf care merge timpul singur, că acum am o echipă în spate. Half metal jacket. Hai, mai un pic. Hai. Un metru, hai. Trage! Două, trage! Și! Hai! Una, hai! Bine! Jos! Perfect, bravo, tate! Bă, îi motivează banii pierduți. Nu, mă, dar v-am zis, da, e cringe să ne uităm, e amuzant așa, dar la nivel de experiența lor, asta nu, cu asta n-am nicio problemă. Deci cu asta n-am nici cea mai mică, asta e cea mai nevinovată chestie din tot. Nu, asta e... Să faci efort fizic, să îți depășești limitele autoimpuse, să... This is nice, this is not bad. V-am zis, nu asta, nu în activitățile astea, aici nu văd nimic problematic. În bullshitologie văd chestii problematice, nu în... Bravo, mă. Hai. Asta e fain. Hai. N-am nicio problemă. Bine. Da, Laurențiu, exact. Sau probleme similare, da. Surprinzător, aia a fost mult mai grea decât prima. Mult mai grea. Și atunci când m-am gândit la copilul meu și am mers mai departe. Ăsta a fost cel mai intens moment. Bă, azi oamenii trec prin chestii. You can't begin to understand. Că nu ești în locul omului sărac, în pula mea. Că oamenii își rezolvă diferite probleme prin chestia asta. I mean, cu aia n-am nimic. Cu aia n-am absolut nimic. Înainte de a încăleca. Deci, activitățile în sine astea, din nou, mi se par faine. Partea de bullshitologie mi se pare de căcat. Dacă oamenii ăștia care au ajuns acolo sunt capabili să ia numai chestiile bune, sigur, prețul poate ar mai fi o problemă. Călăritul chiar e fain și terapeutic. Păi da, și efortul fizic. Bine, efortul fizic e garantat că secreți endorfine. Like, unul dintre motivele pentru care în when you're feeling down, din orice punct de vedere, dacă faci mișcare, o să te simți mai bine. Ăla ar trebui să fie primul pas. Primul pas, fă mișcare. Mișcarea, dacă ajungi să te forțezi să faci mișcare, o să fii mai bine psihic în cel mai scurt timp. Îi remediu cel mai simplu, cu cel mai mare return on investment. Deci, nu există ceva mai bun, nu există medicament mai bun, pula mea. Și sună foarte stupid, tocmai pentru că e atât de simplu. Și pare ca și cum, da, pula. No, man, du-te, aleargă o oră. Jumate. În trei zile de alergat, repetat, you're gonna feel better. Asta și un somn bun. Da, asta și un somn bun. Mă, și somnul e ajutat de mișcare. Mișcarea, e absolut. Nu trebuie să mergi la gym să faci mișcare. Nu. Dacă nu vrei să fugi, dacă ți se pare penibil să fugi, că te vede lumea fugind și ai o față din aia de parcă ai furat un iaurt de undeva, umblă mai repede. Take a brisk walk, da? Jumătate de oră. O să mulțumești oricui. O să fii mult mai bine. Cred că e mai dubios, nu știu, poate. Dar, da, grăbește-te undeva, exact. Grăbește-te undeva o oră. Pentru minte, e extraordinar. E absolut extraordinar. Dincolo de faptul că pentru tot corpul e foarte bine, pentru circulație, pentru bla bla, pentru inimă, pentru pula mea, e extraordinar cât suntem de proști în a considera că mai bine ne îndopăm de chimicale mai repede decât să începem prin a face mișcare. Deci un habit din ăsta. Simplu. De făcut mișcare. După care, again, cu asta se îmbunătățește somnul, pe aia te poți ocupa de ceea ce mănânci, ceea ce e foarte important. Small steps. Dar mișcarea
mega necesară. Eu, din nou, anecdotic vorbind, dincolo de faptul că astea sunt evident documentate, dar nu o să stau acum să vă dau ia de unde am citat. Anecdotic vorbind, mie unul îmi face foarte bine. Uit, în perioade lungi în care uit cât de bine mă simt în perioadele în care fac mișcare, problema, jumătate de oră pe zi, fug pe bandă. I just feel better. Psihic mă simt mai bine. Da. Că fizic, într-adevăr, dar v-am zis, mai trebuie să slăbesc 9 kg. 9 kg ca să fiu la greutatea ideală. Dar fiind atât de sedentar, un pic e greu. De aia, mișcare. Tuturor ne face bine, n-ai nevoie de surse, come on. Bine, da, dar zic, știi? ASMR-ul ăla blăniță. Am desfăcut o clementină. Care e greutatea ideală? Ce înălțime ai? Greutatea ideală și-o... Mulțumesc foarte mult, apreciez. Și-o descoperă fiecare în parte, că ține de... Ați face un calcul. Sunt mai multe tipuri de calculatoare din astea. Sigur că nu toate sunt accurate, dar poți să-ți faci o idee așa de ansamblu în care trebuie să-ți introduci înălțimea, vârsta, cam câtă mișcare faci pe săptămână și o să afli... Adică îți faci, e un calculator caloric. O să afli câte calorii trebuie să bagi în tine ca să te menții, câte ca să slăbești, câte ca să te îngrași, câte ca să slăbești foarte repede. Deci cam așa merge. Greutatea ideală nu există, depinde de la persoană la persoană. That's not really, really, actually that. E discutabil. E ceea ce e considerat greutatea ideală, dacă vrei. Nu e bine să fii într-un anumit range. Dar e clar că peste un anumit range de greutate... O să fie indicator al unor probleme de sănătate. De când începem să vorbim de obezitate, obezitate morbidă și așa mai departe. Dar da, altfel, there's a space. Prin ideală, la ce vorbește Codin, slide-ul e foarte mare. Adică Da. Nu-i una. Range-ul e foarte mare la acest ideal. Eu se refer doar să încercăm să fim sănătoși. Apropo de această clementină. Pentru că sunt foarte multe tipuri de corp. Da. Păi da, totodată eu ziceam că nu există una ideală. Nu există una ideală. Există un anumit range. Sigur că o să difere foarte mult dacă ești culturist în puii mei, dacă tu ai atâta masă că tu ești efectiv un tank, dar ești 100% sănătos și până mea faci o grămadă de mișcare. Deci, da, normal. Eu mă refer aici la most people in most scenarios. Nu, normal că există... cum să zic, în funcție de activitatea și efortul fizic pe care îl depui, ăla trebuie luat în considerare, nu poți să-l negi. În cazul meu, eu vreau să ajung undeva pe la 80 de kilograme, la 1.81 înălțime, cam acolo. Începem cu curățarea cailor, nu trecem prin spatele lui, ne ducem în față, știi cum o cheamă, da? Dora, o atenționăm. Dora, uite, vezi? Ca să știe că te apropii de ea și știe că nu-i faci rău. Și o luăm de la greabă, așa se numește, greabă. Deci, tu sunt jos, întotdeauna. Așa, da. Ana Maria, mulțumesc. Dar nu m-am chiar menținut, adică... Dar nici n-am exagerat. E mult mai bine decât înainte, oricum. Asta e tare, mă. Din nou, activitățile sunt faine. This is nice. Lasă geaca aia deoparte. O să te încurce foarte tare, aruncă pe margine. Păi da, dar... Așa, o să leacă pe motocicletă, uite. A venit Zohal? Motherfucker! Motherfucker! Deloc periculos fără staff medical. V-am zis, Wim Hof, de la Săvădisla. Asta e un pic stupid. This is a little dumb, on the dumb side. Dar literalmente aia îi, Wim Hof, avem și noi Wim Hof acasă. Știți, de Wim Hof mă gândesc că știe toată lumea. Asta fac ăștia aici, asta fac. Un fel de Wim Hof oreală fac aici. Brătat! Cal!
Vasile. Calm, ne-ți respirați, Vasile. Uite la mine. Calm. Închideți ochii. Dar asta e periculos aici, adică nu știu, nu. This is like... Hai că în Wim Hof parcă aș avea încredere. Ținem așa. Elu, Elu, Roșcovelu, 4 din unii au făcut stica acasă, just stream. I say, just bad, this is just sad. Calm. Nu mă scuipa. Ies. Dă încă două ori și vine căldura, de. Vine căldura. Vine căldura și după aia mori. Cum era, cum a fost armata lui Napoleon înspre Rusia. Fai da cald mi. Dintr-o dată, hai să mă dizbrac. Oh my God, I died de la îngheț. Și odată. Că așa e. Un semn al faptului că începi să mori de la frig e că te încălzești. După ce ți-a fost foarte, foarte, foarte frig. Frig, 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 frig. Bă, ce cald e dintr-o dată. Dead. Dată. Da, vine căldura. Cald. Ai trecut de craică. Simă așa. Mă, momentul ăsta durează, băi, serialii pe părții. Soluție. Cunoscând-o, permiteți-mi să spun că a zis ceva foarte cu greutate pentru viața ei. Da. Vă spun, vă confirm că a zis ceva greu pentru viața. Mulțumesc mult. Da, și eu. Mulțumesc. Da, a fost greu, da. Da, m-ați ajutat să am din nou încredere în bărbați. Da, bine, da. Ce lași în focul ăsta? Dar vreau să las un lucru important. Neîncrederea în bărbați. Și iau cu mine încrederea în bărbați. Vă mulțumesc! Vanzi, fără bullshitologie și poate cu alt cost, this wouldn't be that bad, I don't fucking know. Dar e multă bullshitologie, sadly. Și e mai mișto ca la femei. Da, să nu adâncim separările. Ca la noi, ca la voi, doamne, ce urât. Nu, vezi, nu știu. Glumiță, glumiță, fam. Da? Bine! Bravo! Bine! Bă, sincer, am plecat cu ideea că descoperă bărbatul din tine. Mi s-a părut așa un bullshit, dar credeți-mă, cu adevărat a fost senzație. Cei buni ajung sus, da? Salutare! Am câțiva prieteni cu care o să stau de vorbă după când o să ne întâlnim, o să... Încă de la început am simțit că fac parte dintr-o familie. Dacă îi văd că se trag pe cur, cum îmi place mie să zic, înseamnă că nu prea avem ce să facem aici. Băi nene, oamenii ăștia sunt ca mine, adică îi simțeam că așa sunt. Până acum am fost la același nivel, mediocru sau jos amândoi, dar se pare că tabra asta m-a ridicat pe mine. Dacă tu nu ești în stare să vii, să se faci o schimbare, să ne ridicăm amândoi la același nivel, se pare că drumurile noastre se despart. Limita atunci când am crezut că nu mai pot, de fapt era nimic. S-a creat ceva incredibil, extraordinar. Nici nu prea știu și nici nu prea pot să descriu ce a fost aici decât am simțit. Gata, si a fi, si. Niște clipe care te motivează și care te simți, te fac să te simți că trăiești și că ești bărbat. O lupta cu sistemul. Sistemul a căzut! A căzut sistemul, mă bucur. Bărbații care au bărbăția în ei, oamenii care nu merg după reguli, oamenii care nu se integrează așa de ușor în societate, oamenii care sunt judecați. Judecați? Oamenii care sunt judecați de sugidat. Oamenii care nu au un cuvânt de spus, că totuși că ar trebui să zică ce, oamenii care nu sunt ascultați, oamenii care încearcă să se integreze în anumite societăți și nu intră acolo, fiindcă nu este tiparul lor.
sunteți bărbați și voi sunteți cei care de fapt ar trebui să dicteze, nu cei care dictează în momentul de față. Pentru toți cei care... Căutăm bărbați, nu muieri, în formă de bărbați. Sad. Sad message to end the sad video. Da, groaznic, săraci. No, săraci, pula mea. Săraci, bad, bad, sad, bad. Ce dis acolo la final. Da, a fost acolo, a lăsat pe final tot crema, spuma, a lăsat pe final. Aia a fost. Aia a fost. Muierilor! Ai, vai, vai, vai. Asta cu baie în gheață azi. De pula mea. Poor little things.